Rugăciunea muncitorului. Doamne Sfinte, Cel ce locuiești într-o cele înalte, Tu pe mine m-ai rânduit ca în sudoarea feței și prin lucrul mâinilor mele să agonisesc hrana mea și a casnicilor mei. Doamne Sfinte, Cel ce știi neputința mea și greutatea și primejdia lucrării mele, nu mă lăsa pe mine, Cel ce sunt făptura mâinilor Tale, să cad din pricina multelor mele păcate, ori să mă clatin sub greutatea lucrului ce am de făptuit, citinde-ți mâna Ta totputernică, ce ajunge de la înălțimea locașului Tău și întru cele mai de jos ale pământului, și întărește puterile mele sufletești și trupești. Ușurează greutatea lucrului meu, îndepărtează de la mine toată primejdea năprasnică, încât prin ajutorul Tău cel de sus să-mi pot agonisi pâinea cea de toate zilele și îndeplini cu rodul ostenelilor trebuința casnicilor mei. Iartă-mi păcatele mele, Doamne, Cel ce singur ești fără de păcat și privește cu ochiul Tău cel milostiv la dragostea cu care Te slăvesc pe Tine, unul în Sfânta Trime închinat și preaslăvit Dumnezeu, și Ție cu cernicindu-mă, zic către Tine, prea bunule Doamne, miluiește-mă pe mine după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale. De Dumnezeu născătoare, nu mă trece cu vederea pe mine, Cel ce am trebuință de ajutorul și sprijinirea Ta, căci spre Tine, după Dumnezeu, nădăjdește sufletul meu și mă miluiește. Amin.